Luca, capitolul 15. Atunci s-au apropiat de Iisus toți vameșii și păcătoșii ca să-L asculte, și farisei și cărturarii cârteau zicând: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă împreună cu ei. Și le-a spus parabola aceasta zicând: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe cele 99 în pustiu și se duce după cea pierdută, până când o găsește? Și când a găsit-o, pune pe umeri bucurându-se, și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că în cer va fi mai multă bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni drepți care nu au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 drahme și pierde o drahmă, nu aprinde o lumină, mătură casa și caută cu grijă până când o găsește? Și după ce a găsit-o, cheamă pe prietenele și vecinele ei zicând: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit drahma pe care o pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Și el a mai zis: un om avea 2 fii. Și cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și el i-a împărțit averea. Și nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, și acolo și-a risipit averea trăind în destrăbălare. Și după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Și s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii acelei țări și el l-a trimis pe ogoarele sale să-i păzească porcii. Și mult ar fi dorit el să-și sature pântecele cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i le dădea. Dar când și-a venit în fire, a zis: câți angajați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajații tăi. Și s-a sculat și a venit la tatăl său. Dar pe când era el încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. Și alergând, a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat. Și fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Dar tatăl a zis sclavilor săi: aduceți haina cea mai bună și îmbrăcați-l și puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Și aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l și să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și iarăși trăiește, era pierdut și a fost găsit, și au început să se veselească. Dar fiul cel mai mare era la câmp și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri și a chemat pe unul dintre sclavi și l-a întrebat ce sunt aceste lucruri. Și el i-a zis: fratele tău a venit și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit înapoi sănătos și bine. Dar el s-a mâniat și nu voia să intre. De aceea tatăl său a ieșit și îl ruga să intre. Dar el a răspuns și a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și niciodată nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu prostituatele, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Dar el i-a zis: fiule, tu ești întotdeauna cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Avem în acest capitol 3 pilde și concluzia la toate 3 este aceeași. E foarte important să le vedem pe toate în aceeași cheie, pentru că Domnul se adresează și ilustrează același adevăr în mai multe feluri, în așa fel încât cei care îl ascultă să poată să îl înțeleagă bine. Uitați-vă cui se adresează. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Mai devreme, vedem pe Domnul în versetul 25 din capitolul 14, spune: împreună cu El mergeau multe noroade. Înainte de asta, îl găsim pe Domnul invitat în casa unuia dintre farisei și are o discuție cu farisei și cu cărturarii. Da?
iese de acolo, este înconjurat de mulțime și mulțimii ce le spune? Da? Aveți grijă că există un preț pentru urmarea mea. Deci oamenii ăia îl urmau fizic, dar mulți dintre ei nu îl urmau și spiritual. Adică nu erau ucenicii lui. Chiar dacă ei fizic umblau după Domnul Iisus. Și Domnul le spune, există un preț al urmării. Da? Al a venirii la mine spirituale și a umblării după mine. Și fiecare să se socotească bine, să vadă dacă este în stare să plătească prețul acesta sau nu. Să nu fie ca acela care începe să zidească un turn și nu reușește să-l termine și strică mărturia în așa fel încât ceilalți ajung să-și bată joc de el. Când vorbea despre prețul acesta al urmării și de fapt a urmării spirituale a Domnului Iisus, când avertizează cu privire la sare, că dacă ea își pierde calitatea, nu mai este bună de nimic, nu? Ci doar să fie aruncată afară și să umple gropile, să fie călcată în picioare de oameni, zice, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Observați acum felul în care este folosit cuvântul toți. Pentru că sunt mulți care nu înțeleg, nu reușesc să facă distinția între sensul relativ, da? Și sensul absolut al unui cuvânt. Păi, dacă luăm aici în sens absolut, înseamnă că, fără nicio excepție, fiecare vameș și fiecare păcătos din tot teritoriul Israelului a venit la Iisus să-L asculte. Putem să înțelegem lucrul ăsta? Că n-a mai existat niciun vameș și niciun păcătos în afara grupării respective? Nu! Da? Ci este sensul acela generic. Da? Domnul a strâns în jurul lui o mulțime de vame și de păcătoși. Nu că nu existau vame și păcătoși care să nu-L asculte. Și zice, oamenii ăștia au venit la Domnul Iisus și se disting din mulțime. Da? Dar mai există o categorie care se distinge în mulțimea asta. Și o găsim în versetul 2. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau. Acei farisei și cărturari cu care el prânzise mai devreme, când el a plecat din casa fariseului gazdă, l-au urmat. Și sunt niște dovezi interne în text care arată spre lucrul acesta, pentru că Domnul, de exemplu, preia expresia pe care o folosește în casa fariseului când îi mustră, când dai un ospăț, să nu chem pe prietenii și pe vecinii bogați, da? Ca nu cumva ei să te cheme înapoi. Exact expresia asta este folosită aici într-una din pilde, o să ajungem imediat la asta. Și cumva există o continuitate între discuția de atunci din casa fariseului și mustrările pe care Domnul le face aici. Zice, Domnul era înconjurat de farisei și de cărturari și de vame și de păcătoși. Farisei și cărturarii se uită și spune, cârteau și spuneau, omul acesta îi primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Un alt lucru pe care vreau să îl vedem aici este ideea de a sta la masă. Da? Ideea de a sta la masă implica în vremea respectivă o asociere, o identificare cu cineva. De asta îl mustră adunarea din Ierusalim pe Petru când intră în casa lui Cornelius și zice, a intrat în casa unui netăiat împrejur, unor netăiați împrejur și ai mâncat împreună cu ei. Da? Dar tot de asta, vorbind despre cină, în 1 Corinteni 5, apostolul Pavel spune că adunarea trebuie să dea afară pe cei care sunt făcuți vinovați de păcate publice și zice, cu astfel de oameni nici să nu mâncați. Da? Trebuie să existe o curățire a adunării înainte să stea la masa Domnului. De ce? Pentru că a mânca cu cineva înseamnă că te identifici cu persoana respectivă. Da? Există sensul ăsta. Și atunci, Domnul este acuzat că se identifică cu păcătoșe și cu vame și că este de teapa lor. Până la urmă. Da. Și acum, pildele care urmează
sunt răspunsul Domnului la cârtelile, la obiecțiile fariseilor și acestor cărturari. El le-a spus pilda aceasta. Care dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Da. E foarte interesant că în societatea aia pastorală din Orientul Mijlociu, și la evrei și la arabi, există noțiunea asta de 100 de oi, 99 și una. Da? Și Domnul preia imaginea asta a păstorilor care foloseau limbajul ăsta și spune, care dintre voi? Da? Observați că mai devreme, când ei obiectează de ce a făcut o vindecare în ziua sabatului, ce le spune Domnul? Care dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu îl scoate? Mai devreme în sinagogă spune, care dintre voi, da, nu își hrănește animalele, da, în ziua sabatului? Care dintre voi? Și exact lucrul acesta îl face Domnul aici, arătând niște reguli generale și faptul că ei înșiși erau ipocriți prin faptul că criticau, da, pentru că era un adevăr de la sine înțeles, pe care și îl practicau. Da. Care dintre voi? Acum, mai vreau să învățăm ceva din care dintre voi. Și anume că vameșii și păcătoșii aceștia sunt ilustrați de oaia cea pierdută. Fariseii și cărturarii erau considerați păstorii poporului, care trebuiau să păzească, să hrănească turma până va veni Mesia și cumva să-i predea turma întreagă, bine hrănită și sănătoasă. De asta Domnul se adresează într-un limbaj de păstor, într-un limbaj pastoral, tocmai ca să scoată în evidență că ei nu se achitau de slujba asta. Da? Dacă voi ați avea 100 de oi fizice și ați pierde una dintre ele, n-ați merge să o căutați. Păi eu asta fac cu vameșii și păcătoșii ăștia. Da? Cum spune despre Zacheu, căci și el este un fiu al lui Avram. Și el este o oaie care trebuie căutată și găsită. S-a rătăcit? Da, s-a rătăcit. Starea acestor oameni, a vameșilor și a păcătoșilor, este prezentată în lumina corectă. Sunt o oaie rătăcită și rănită, care nu poate să ajungă singură înapoi la turmă. Asta e o problemă cu oile, că nu au un sistem de ghidare bun. Dacă oaia se rătăcește, nu prea reușește să ajungă ea înapoi. Trebuie să mergi tu să o cauți. Nu seamănă cu albinele în privința asta, care au un GPS foarte precis. Dar o oaie se rătăcește. Ca să o aduci, ca să ajungă înapoi, trebuie altcineva să meargă să o caute. Și asta este starea prin care Domnul îi ilustrează pe păcătoși. S-au rătăcit? Da, s-au rătăcit. Au ajuns într-o stare deplorabilă? Da, au ajuns. Da. Indiferent de motivele pentru care au ajuns sau câte lovituri au primit, cred că asta este atitudinea pe care fiecare trebuie să o avem când ne uităm la cei din lume, la cei nemântuiți, la cei căzuți. Da? N-au cum să ajungă singuri. Nu este suficient să-i dai oi o hartă și să-i spui, uite, acolo-i turma. Că nu poate să ajungă și nu poate pentru că n-are discernământul ăsta și în același timp nu are nici capacitatea. De asta când vine păstorul și o găsește, ce face? Nu o pune pe picioarele ei și spune, acum vină după mine. O ia și o pune pe umeri. El însuși o aduce. Ajunge oaia în turmă. Ajunge. Da? A alungat-o păstorul în așa fel încât din cauza păstorului să ajungă rătăcită și căzută? Nu. Din cauza ei a ajuns acolo. Da? Dar ca ea să ajungă înapoi în turmă și să fie în siguranță, cine face toată munca? Păstorul. Și nu-i asta oare o imagine a mântuirii? Da. Omul s-a rătăcit, a căzut, s-a depărtat de păstor și de turmă, căutând altceva și crezând că pășunea e mai verde, hrana e mai sănătoasă, a fost în natura lui căzută să se depărteze din ce în ce mai mult. Dar
depărtarea asta i-a cauzat tot mai multe pierderi și tot mai multe răni. Putea omul să se ridice pe sine și să vină la Dumnezeu, să vină în turma lui, să ajungă în cer, că vedeți că turma o să fie acolo ilustrată ca fiind în prezența lui Dumnezeu a cerului. Nu putea. Da? Putea o altă oaie și să-i spună, ridică-te și du-te acolo sau vină după mine. Nu putea. Trebuia păstorul însuși să meargă după oaia lui. Și el face asta după fiecare oaie. Că dacă el n-ar face lucrarea asta de mântuire, da? Niciun om n-ar fi mântuit. Nici o oaie n-ar ajunge înapoi în turmă. Asta este una din aplicațiile pe care le învățăm din pilda aceasta. Da? Mântuirea nu-i partea omului și partea lui Dumnezeu. Nu e o ofertă pe care, sau pur și simplu o chemare exterioară pe care păstorul o face și cine vrea să asculte bine și cine nu, nu. Pentru că oaia e într-o așa stare încât și dacă ar auzi vocea păstorului, n-ar avea prin sine puterea de a-l urma. De asta păstorul vine exact unde este oaia. Da? Și o pune pe umeri și el o aduce în turmă. Asta este imaginea mântuirii. Da? Asta e imaginea nașterii din nou. Aici este... așa sunt ilustrați vameșii care erau considerați trădători, cei care lucrau pentru Imperiul Roman, erau colectorii de taxe, da? Și păcătoșii. Zice, voi în loc să vă bucurați de faptul că o oaie rătăcită, o oaie pierdută, este adusă în turmă, că turma este întregită, voi ce faceți? Voi cârtiți. Da? Și asta arată adevărata voastră natură și ce fel de păstori sunteți voi. Da, imaginea pe mai multe niveluri aici, pentru că Domnul spune, când se întoarce acasă, îi cheamă pe prietenii și pe vecinii săi, ilustrând faptul că și erau cumva colegi de breaslă, adică păstorii se bucură între ei când o oaie este smulsă din pericol și adusă în turmă. Și spune, le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Acum, fiind un limbaj de parabolic, de pildă, da, hai să vedem ce învață și ce nu învață. În primul rând, Domnul nu intenționează să spună că există oameni care să n-aibă nevoie de pocăință. Nu-i așa? Pentru că toți au nevoie de pocăință și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Da? În același timp, nu învață textul că există mai mare bucurie pentru un om care și-a făcut praf viața decât pentru unul care a trăit în ascultare de Dumnezeu. Nu în sensul ăsta. Nu ăsta e sensul cuvintelor. Da? Ceea ce scoate Domnul în vedere aici este că Dumnezeu se bucură. În prezența lui Dumnezeu este bucurie de fiecare dată când un păcătos experimentează pocăința autentică. Există o bucurie. Există o atenție specială. Vedeți, mântuirea e personală și aici o vedem și personalizată. Domnul se duce după fiecare oaie în parte pierdută. Nu-i așa? După fiecare oaie, acolo unde este, una poate e mai aproape de turmă, alta e poate mai departe, una e mai rănită, alta e mai puțin rănită, nu contează. Domnul, ca păstorul cel bun, se duce după fiecare, o întâlnește acolo unde este și o aduce în siguranță în turmă și locul de siguranță aici este cerul, e prezența lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu există o bucurie enormă. Cerul întreg jubilează, Dumnezeu însuși jubilează atunci când se întâmplă lucrul acesta și asta ne aduce aminte de profeția din Isaia că va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Asta este imaginea păstorului cel bun care nu lasă oile, nu-și face o socoteală să spună, păi merită să mă duc după oaia asta sau nu? Dacă oaia asta o să se rătăcească din nou mâine? Dacă necesită prea mult efort?
ca să am grijă de ea. Nu? Nu spune 99 versus 1. Care e pierderea anuală pe care o am? Sunt în marjă sau nu? Păi dacă sunt în marjă, atunci să fie sănătoasă oaia aia, să se descurce singură. Nu. Păstorul cel bun merge după fiecare oaie. Așa, asta este o calitate pe care, pentru, care le lipsea fariseilor și cărturarilor și Domnului mustră pentru asta. Cealaltă pildă care urmează este într-un alt context. Femeia care își pierde un argint, o monedă de argint din salba de mireasă. Pentru că la asta se referă. Era zestrea ei. Da? Era banii cu care intrase în căsătorie și dacă rămânea văduvă sau dacă soțul ei o părăsea, avea voie să își păstreze, da, pentru mijloace de trai tot ceea ce putea să poarte. Și de asta avem și s-o păstra tradiția la, în multe zone cu salbele de aur sau de argint sau așa mai departe. Și femeia pierde un ban, o drachmă, o monedă de argint din salba asta. Și ce face? Ce spune? Oh, păi mi-am nouă. Da? Îmi permit pierderea asta. Nu. O caută cu stăruință până o găsește. Și nu se oprește până nu o găsește. Nu vi se pare interesant că exact asta face Dumnezeu cu noi? Poate omul să se ascundă cât o vrea. Adam cu Eva se ascund după ce au păcătuit. Da? Dumnezeu îi caută și îi aduce înaintea lui. Iona vrea să fugă cât poate de departe, în direcție opusă celei pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și ce se întâmplă cu Iona? Este adus înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl caută și îl găsește acolo unde el este. Nu face la fel cu fiecare dintre noi? Și aici, ca aplicație, să știți că învățăm un lucru deosebit de important. Că nu există nici păcate mai mari care să ne, atât de mari încât să ne distanțeze de Dumnezeu și să ne facă irecuperabili. Da? Nu există răni prea mari și pagube prea mari pe care omul să le producă în așa fel încât Dumnezeu să spună nu merită să-l mai mântuiesc pe el. Da? Atunci când ne uităm la viața unui păcătos, poate avem tendința să spunem ăsta niciodată nu o să se pocăiască. Dar tocmai oamenii aceștia reprezintă, dacă vreți, materialul cel mai potrivit în care Dumnezeu să-și reverse harul lui. Da? Gândiți-vă la persecutorul Pavel, care vâna ca un animal turbat, sălbatic, adunarea lui Dumnezeu. Câți ar fi crezut că sfârșitul persecuției va veni prin convertirea lui Pavel, lui Saul? Da? El se vede pe sine ca fiind cel mai mare dintre păcătoși. Zice, cel din tâi sunt eu și el slujește ca o pildă, ca un exemplu care ilustrează felul în care Dumnezeu mântuiește. Până când omul nu înțelege nevoia lui de har, în schimb, nu o să înțeleagă nici mântuirea. Da? Până nu își înțelege starea pierdută, până nu înțelege cât de rătăcit este și cât de rănit este în urma alegerilor lui proprii, pentru că prin alegerile proprii oaia aia s-a depărtat de turmă și a ajuns unde este. Da? Până nu își înțelege starea, să știți că nu o să iubească cum trebuie pe păstorul care vine și îl caută și insistă până îl găsește și îl aduce înapoi. Da. Mai există o învățătură pe care aș vrea să o desprind de aici ca aplicație și anume harul preventiv. Știți ce este harul preventiv? Uitați-vă la oaia din imagine. A prins o lupu înainte să o găsească, a găsit o lupu înainte să o găsească păstorul? Nu. Da. Imaginea se întâmplă noaptea, când animalele de pradă sunt active, pentru că celelalte oi sunt în staul, sunt închise și atunci oile stau închise în staul noaptea. Ziua sunt pe pășune. Era o cursă contra timp. Au păstorului, sigur că da. Dar oaia, în ciuda faptului că era și rătăcită, și rănită, că nu se mai putea ține pe picioare, da, niciun lup n-a găsit-o înainte să o găsească păstorul. Ăsta este harul preventiv și în viața noastră.
de multe ori înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, puteam să murim, nu-i așa? Și puteam să murim în atât de multe feluri. Da? Satan, nu credeți că încearcă să ia viața dacă ar ști dinainte, ăsta e ales, ăsta nu e ales? Păi nu și-ar concentra toate eforturile ca să îi lovească și să le ia viața celor pe care Dumnezeu i-a însemnat pentru viața veșnică? Cum să nu? Da. Dar să ne dăm seama că suntem în mâna lui Dumnezeu, în sfera lui de acțiune, chiar și în situația aia căzută, în așa fel încât Satan este limitat în ceea ce ne poate face. Cum a fost limitat și în cazul lui Iov. Poți să te atingi de asta și de asta și de asta, dar de viața lui nu te poți atinge. Da. Când ne uităm înapoi în trecut, în viața de dinainte de mântuire, cred că fiecare ne putem da seama cum, fără să știm noi, de fapt, mâna lui Dumnezeu veghea asupra noastră. În deciziile pe care le-am luat, în situațiile în care am fost, da? În anumite lucruri care erau consecințe naturale alegerilor noastre și nu s-au întâmplat tocmai pentru că Dumnezeu ne-a ferit, fără să ne dăm noi seama că mâna lui invizibilă veghea asupra noastră. Dar ăsta este marele păstor al oilor pe care noi îl avem, care veghează asupra oilor lui în așa fel încât niciuna să nu se piardă. Asta e și motivul pentru care El a venit în lume și a căutat pe cine? Zice, pe vameși, pe păcătoși, pe prostituate și le spune celor care se considerau drepți, că n-aveau nevoie de medic, că nu erau bolnavi, așa ziceau. Zice, vameși și păcătoșii vor intra înaintea voastră în împărăție și voi veți fi scoși afară. Da? De ce? Asta este mântuirea prin har. Că niciunul nu poate să stea prin propriile lui fapte înaintea lui Dumnezeu. Și niciunul nu merită favorul lui Dumnezeu și să ajungă în prezența lui prin ceea ce este el. Și până nu înțelegem fiecare că suntem oaie pierdută și rănită și că doar el și prin meritele lui ajungem în prezența lui Dumnezeu. Dacă considerăm că mântuirea este cumva, el mă cheamă și eu răspund și când ajung înapoi în turmă, cumva asta se datorează atât lui cât și mie. N-am înțeles nimic despre mântuire și nimic despre har și nimic din efortul plin de dragoste pe care Dumnezeu l-a depus pentru noi. Hai să merg mai departe și să spun că pilda cu dracma pierdută de fapt este în oglindă. Da? Aceeași concluzie se desprinde. Și ajungem la una din cele mai cunoscute parabole ale Domnului Iisus, cea a fiului risipitor. Dar să știți că și asta trebuie să o interpretăm în aceeași cheie ca și celelalte două. Cineva care este pierdut, cineva care este considerat ca mort, este recuperat. Și este recuperat tot prin harul lui Dumnezeu. Și primește un favor pe care nu-l merită. Sunt doi copii aici, se împart în două, ca și categoriile anterioare. Dracme avute, dracmă pierdută. Oi în staul, oaie pierdută. Tot așa, aici avem doi copii, fiul cel mare și fiul cel mic. Ceea ce cere fiul cel mic este o neobrăzare până la urmă. Dăm partea mea de moștenire că nu mai stau până când mor tu. Da? Eu vreau să mă bucur de binecuvântările pe care le am. Nu le-am meritat, că o moștenire nu o meriți. Te naști într-o familie și în ea beneficiezi de moștenire. Eu vreau să mă bucur de ele acum. Da? N-o să rămân aici în casă pentru că nu vreau să te slujesc, mie dă-mi, că vreau să trăiesc pentru mine. Nu este exact asta atitudinea omului păcătos? Da? Pe un alt nivel de discuție, asta este și atitudinea neamurilor față de evrei care au rămas în casă, fiul cel mare ce spune? Eu nu am călcat nicio poruncă. Da? Neamurile ce au făcut? Pavel îi mustră și spune, da, că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. S-au întors împotriva luminii pe care Dumnezeu le-a dat-o și ce au făcut? Efectiv, și-au irosit resursele pe care Dumnezeu li le-a dat. Da?
au călcat și lumina conștiinței și lumina naturii și zice Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. În ce situație a ajuns? Au ajuns neamurile? În aceeași situație în care au ajuns toți păcătoșii, toți oamenii care sunt în Adam. Că până la urmă el a fost primul care și-a vrut moștenirea aici și acum despărțit de Dumnezeu. Dar în fiul risipitor cred că trebuie să se regăsească fiecare păcătos mântuit. Acum, fiul risipitor, la fel ca drahma pierdută, la fel ca oaia cea pierdută, îi ilustrează pe vameșii și păcătoșii care veneau la Hristos. Fiul cel mare este ilustrat de acei farisei și cărturari care considerau că îl slujeau pe tatăl, nu călcau poruncile, erau drepți prin ei înșiși, erau acele oi care se considerau neprihănite și în siguranță. Dar tocmai vameșii și păcătoșii și săracii și prostituatele acelea care l-au primit pe Domnul Iisus în timpul lucrării lui pământești reprezentau chiar rămășița Israelului care a intrat în împărăție și aceia care ar fi trebuit să intre, da? Care aveau toate șansele, toate condițiile, dacă vreți să intre, au fost dați afară. Deci, cred că asta este cheia principală în care trebuie să interpretăm pilda aceasta și ea se referă la vameși păcătoși pe de o parte, farisei cărturari pe de altă parte. Se referă la Israelul ca națiune și faptul că vor veni, cum spune mai devreme în capitolele anterioare, din toate părțile pământului, de la nord și sud, de la est și vest și vor prânzi. Vor sta la masă împreună cu Avram în împărăție și pe voi fi împărăției, voi veți fi dați afară. Nu vreau să anticipez prea mult, dar în Luca 16, când Domnul se adresează ucenicilor acum și le spune pilda ispravnicului necredincios, spune că fariseii stăteau și ascultau și își băteau joc de el și de învățătura lui. Și spune în versetul 14, fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. 15, Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile, pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Asta este cheia, cred, și am citit-o tocmai ca să avem înțelegerea asupra pildelor pe care le avem aici în Luca 15. Cine este înălțat între oameni? Și dintre toate categoriile, farisei și cărturari erau cei mai înălțați între oameni, ei erau considerați drepții, împlinitorii poruncilor și de fapt Domnul spune Dumnezeu vă cunoaște inimile și sunteți o urăciune înaintea Lui. Atenția Lui se îndreaptă spre oile pierdute. Da? Și ei vor beneficia de siguranță, ei vor beneficia de împărăție, ei vor beneficia de viața veșnică. Da? Cred că astea sunt învățăturile principale din capitolul de astăzi. Dacă învață ceva, învață harul și mărinimia și iubirea totală. Da? A păstorului, a femeii, a tatălui, a fiul acela care a ajuns printre neamuri, păzitor la porci, ideea de neamuri, că neamurile mâncau carne de porc, nu evrei, își vine în fire. Cum își vine în fire? Da. Păi nevoile, rezultatul acțiunilor lui și nevoile în care a fost adus, care îl împungeau, erau foarte reale, foarte prezente. Dumnezeu a lucrat în toate felurile astea ca să-l facă să își vină în fire. Tatăl său care l-aștepta, că l-a văzut de departe și a ieșit înainte. Iubirea aia a tatălui care a persistat pentru el în ciuda faptului că el nu merita lucrul ăsta. L-a ajuns chiar și acolo la păzirea porcilor și l-a ajutat să își vină în fire pentru că el știa natura, da? Tatălui său. Care atitudinea față de păcătoși? Spune fiul cel mare,
fiul acesta al tău care ți-a mâncat banii, ți-a mâncat averea cu femeile desfrenate. Cum îi se adresează tatăl? Fratele acesta al tău. El mi-a spus, fratele meu. Da? Dar tatăl îi aduce aminte. Domnul să ne ajute să apreciem întotdeauna cu adevărat harul de care El ne-a făcut parte, că și noi eram fiul risipitor și oaie pierdută și dracmă pierdută și în același timp când ne uităm la alții, da? Să vedem nevoia lor de har, să compătimim starea în care sunt și să facem tot ceea ce putem, să mijlocim pentru ei în rugăciune și să fim o mărturie pentru ei în așa fel încât să fie și aduși în turmă. Să ne ferească Domnul de spiritul ăla de superioritate a celor care sunt pocăiți față de cei care nu sunt. Pentru că dacă suntem ceva, suntem păcătoși, iertați prin har, care au în continuare nevoie de har. Amin. Amin.